ce s-ar întâmpla cu Pământul în cazul unui atac nuclear. 20 de ani de ierni aspre, recolte slabe, foamete, subțierea drastică a stratului de ozon și înmulțirea dramatică a cazurilor de cancer. Acestea ar fi consecințele unui război nuclear, chiar și a unuia localizat și de amploare relativ mică, arată un studiu recent care a folosit simulările computerizate pentru a estima efectele unui astfel de eveniment. Autorii lucrării, ce a fost făcută publică, au pornit de la scenariul ipotetic al unui conflict militar între India și Pakistan, țări care dispun ambele de arme nucleare, în care acestea ar detona fiecare câte 50 de bombe de 15 kilotone, aproximativ de puterea celor aruncate în 1945 la Hiroshima și Nagasaki. Cu ajutorul modelării pe computer, oamenii de știință au estimat consecințele ambientale ale unui astfel de conflict. Rezultatul imediat ar fi eliberarea în atmosferă a 5 megatone de carbon pur, sub formă de particule foarte fine, similar funinginii, care ar bloca în bună măsură radiația solară, împiedicând o să ajungă la Pământ. Urmarea ar fi o perioadă în care temperaturile globale ar scădea cu 1 grad Celsius în medie, în primul an, ajungând apoi să fie cu 1,5 grade mai mici în următorii 5 ani. Nu pare o scădere mare. Totuși, ea s-ar traduce prin ierni aspre și prelungite, care ar duce la scăderea drastică a recoltelor. Abia după 20 de ani, temperaturile ar crește din nou, până aproape de valoarea medie globală actuală. Un alt efect dramatic ar fi scăderea cu 20-50% a cantității de ozon din straturile superioare ale atmosferei terestre, cea mai drastică reducere a stratului de ozon din toată istoria omenirii. Stratul de ozon ne protejează împotriva radiațiilor ultraviolete emise de soare. Reducerea lui ar însemna creșterea cantității de ultraviolete, care ajunge la suprafața Pământului cu până la 80% în unele puncte, conform modelului computerizat, ceea ce ar mări șansele apariției cazurilor de cancer al pielii în segmente largi ale populației. Cantitatea de precipitații ar scădea, ceea ce împreună cu răcirea globală ar duce la creșterea presiunii asupra resurselor de hrană și ar putea declanșa o foamete la nivel mondial. În lume există în prezent peste 17.000 de arme nucleare, spun autorii lucrării. Oamenii de știință speră ca aceste predicții să încurajeze discuțiile asupra dezarmării nucleare, având în vedere impactul devastator la nivelul întregii planete pe care l-ar avea un conflict cu armament atomic, chiar și unul de dimensiuni relativ modeste. Un alt studiu recent arată că lumea ar intra în foamete dacă ar începe un nou război nuclear, chiar dacă războiul nu ar fi unul foarte extins, ar produce daune definitive uriașe. Comitetul fizicienilor câștigători ai premiului Nobel, care promovează prevenția și limitarea folosirii armelor nucleare, a realizat un studiu de impact al unui război nuclear între India și Pakistan. O asemenea posibilitate sinistră ar duce la 2 miliarde de oameni înfometați și finalul civilizației umane. Studiul în cauză, realizat în a doua jumătate a anului 2013, îl completează pe cel din aprilie 2012 și ia în considerare și impactul asupra Chinei. Țara cu cea mai mare populație din lume ar ajunge la o insecuritate financiară și socială extraordinară, care ar putea provoca foamete. 1 miliard de oameni morți în țările în curs de dezvoltare este o catastrofă nemai întâlnită în istorie. Dacă 1,3 miliarde de oameni din China ar fi în pericol, atunci vorbim deja de finalul civilizației, au declarat autorii raportului. Aceștia au menționat că studiul a luat în considerare India și Pakistan din cauza relației dintre cele două țări, care rămâne în continuare destul de tensionată. Studiul a completat faptul că particulele din aer, care ar fi împrăștiate de o bombă nucleară în Asia de Sud, ar duce la reducerea cu 10% a recoltelor din Statele Unite ale Americii în doar o decadă. Specialiștii mai spun că orice conflict nuclear limitat pe o arie restrânsă de teritoriu va avea un impact apocaliptic asupra lumii. Armele nucleare moderne, deși nu au fost încă folosite,
sunt mult mai puternice decât bombele care au ucis 200.000 de persoane la Hiroshima și la Nagasaki în 1945. De atunci, bombele au devenit mai mici, mai puternice și ar putea duce la finalul unei civilizații, atrag atenția fizicienii. Un război uriaș între Statele Unite ale Americii și Rusia ar duce fără nicio urmă de îndoială la extinția rasei umane, au declarat cercetătorii. În acest tip de război vor exista oameni care vor supraviețui pe undeva pe planetă, dar haosul rezultat va distruge totul, au mai spus cercetătorii. Apocalipsa este un subiect atemporal. În ultimele decenii, cel puțin odată la câțiva ani, se prezice sfârșitul lumii. Foc, gheață, cutremure, asteroizi, invazii extraterestre, zombii, revoluția roboților, explozia soarelui sau absorpția într-o gaură neagră. Însă mai există o posibilă variantă a apocalipsei, războiul nuclear. Pe 6 și 9 august 1945, Statele Unite ale Americii atacau orașele Hiroshima și Nagasaki cu arme nucleare. Rezultatele au fost devastatoare, sute de mii de morți și răniți. În prezent, în lume există aproximativ 17.000 de focoase nucleare declarate, dintre care aproximativ 4.000 sunt active. Acestea sunt deținute de Statele Unite, 7.700, Rusia, 8.500, Marea Britanie, Franța, China, India, Pakistan și Coreea de Nord. Datorită Tratatului de Neproliferare Nucleară, tratat pentru limitarea răspândirii armamentului nuclear și pretenției de a fi o rasă civilizată a secolului 21, se presupune că un război nuclear nu ar izbucni prea curând. De precizat este faptul că focoasele nucleare moderne sunt cu mult mai distrugătoare decât cele folosite la Hiroshima și Nagasaki. Așadar, chiar dacă s-ar folosi doar o mică parte din armele nucleare de astăzi, oamenii ar putea fi pe cale de dispariție. Presupunând prin absurd că o astfel de catastrofă s-ar întâmpla, ce ar fi după? Cum ar arăta Pământul după o iarnă nucleară? Ce s-ar întâmpla cu oamenii? În primul rând, o singură explozie nucleară ar putea șterge de pe hartă un oraș de dimensiuni medii și ar ucide instant sute de mii de oameni. În al doilea rând, exploziile nucleare ar distruge orice infrastructură necesară recuperării după un astfel de conflict, căile de transport, spitalele, farmaciile, comunicațiile, totul ar zace într-un ocean de moloz. Chiar dacă ar exista supraviețuitori, nu ar rezista fără cele enumerate anterior. În al treilea rând, exploziile nucleare au consecințe devastatoare pe termen lung, radiații, schimbarea climei Pământului și infertilitatea solurilor. În acest peisaj post-apocaliptic al radiațiilor, lipsei infrastructurilor și al temperaturilor negative extreme, este puțin probabil ca omul să supraviețuiască. Există o teorie conform căreia singurele organisme care ar supraviețui unui război nuclear ar fi gândacii. Această teorie a început să fie populară după atacul de la Hiroshima și Nagasaki, când s-a raportat că singurele forme de viață rămase dintre cele două orașe au fost gândacii care mișunau printre ruine. Ei populează Pământul cam de 300 de milioane de ani, adică erau în plină prosperitate pe vremea dinozaurilor. Se spune că gândacii vor exista mai mult timp decât specia umană și că vor supraviețui unui război nuclear. Pare plauzibil. Gândacii pot trăi fără hrană până la o lună. Se reproduc foarte repede în cantități mari și au o rezistență la radiații incredibilă față de oameni și față de majoritatea animalelor. S-a sugerat în trecut că gândacul poate supraviețui chiar și în zona zero a unei explozii nucleare, însă, în mod evident, acesta nu poate supraviețui explozii în sine, datorită puterii distructive colosale. Chiar și așa, gândacii au o rată de adaptabilitate foarte mare și pot supraviețui în condiții pe care majoritatea celorlalte animale nu le-ar tolera. De asemenea, au abilitatea de a dezvolta toleranță mare sau chiar imunitate la toxine și otrăvuri,
acesta fiind motivul pentru care sunt atât de greu de exterminat. Gândacul poate rezista unor radiații ionizate de 10 ori mai mari decât un om. O cantitate de radiații de 1000 de razi ar ucide un om în 10 minute de expunere. Conform unui experiment realizat de Discovery Channel, peste jumătate dintre gândacii folosiți la experiment au supraviețuit mai mult de o lună expuși la 1000 de razi, ceea ce este impresionant, având în vedere că un gândac poate trăi de la 6 la 9 luni. La 6400 de razi, 90% dintre larvele de gândac ar muri, însă la 10.000 de razi, 10% dintre gândacii adulți ar supraviețui mai mult de o lună. Însă expuși la 100.000 de razi ar muri. Așadar, nu sunt supraviețuitorii supremi. De fapt, conform Comitetului Științific pentru Efectele Radiațiilor Atomice al Națiunilor Unite, sunt multe alte insecte ce pot supraviețui unor radiații mai ridicate decât gândacul. Există o specie de insectă denumită generic musca de fructe, care poate rezista unor radiații de până la 64.000 de razi. De asemenea, gândacul de făină poate supraviețui până la 100.000 de razi, iar o specie de viespe parazit, Habrobracon, poate rezista până la 180.000 de razi, adică de 200.000 de ori mai mult decât un om. Și totuși, există un grup de organisme ce le eclipsează pe toate celelalte când vine vorba de rezistență. Este vorba de creaturile extremofile, care trăiesc în condiții extreme. Se crede că sunt cele mai dure organisme de pe pământ, pentru că pot supraviețui în apă fiartă, acid sulfuric, în interiorul reactoarelor nucleare și chiar în spațiu. Un bun exemplu în acest sens este Deinococcus radiodurans, o bacterie extremofilă considerată una dintre cele mai rezistente organisme cunoscute de om. Aceasta poate supraviețui deshidratării, frigului extrem, acidului sulfuric, poate trăi în vid și au fost descoperite întregi colonii ce trăiesc în interiorul reactoarelor nucleare. În prezent, această bacterie este, conform cărții recordurilor, cea mai rezistentă bacterie din lume. Contracandidatul bacteriei supreme este tardigradul, cunoscut popular ursul de apă, fiind alcătuit 85% din apă. Acest organism are un milimetru dimensiune, poate trăi în jur de 10 ani fără apă, poate supraviețui unor temperaturi minime de până la -270 de grade Celsius și maxime de peste 150 de grade, poate trăi în vidul din spațiu, făcând față presiunii atmosferice și radiațiilor de mii de ori mai mari decât poate suporta un om. Oamenii de știință încă nu și-au dat seama cum este posibil ca acest organism minuscul să fie atât de rezistent, iar cei de la NASA cred că ursul de apă ar putea fi primul organism de origine extraterestră ce poate trăi în orice mediu. Tardigradul, denumire care înseamnă umblă încet, este alcătuit din 4 segmente și are 8 piciorușe ce se termină cu gheruțe. Dar cum reușește această creatură minusculă să facă față atâtor condiții extreme? Ursul de apă este capabil să își încetinească metabolismul până la 0,01% față de capacitatea normală, intrând într-un stadiu asemănător morții. Ca să ajungă în acest stadiu, își retrage piciorușele în interiorul corpului și devine o bilă minusculă acoperită de ceară. Astfel, înlocuiește apa pierdută cu un zahăr special, iar în condiții normale de umiditate, revine la viață în câteva ore sau chiar minute. Un exemplu bun este revitalizarea unor urși de apă ale căror funcții vitale fuseseră întrerupte timp de 100 de ani.